mia verga tengo. Ah, adesso non fai la prova. Ce ne dà fuori di creare un problema. Quando ne parli di terreno, li abbiamo invitati a noi. Quando sono di una volta, abbiamo riuscito a fare niște apartamente. Și până când o să aibă o căsuță a lor construită, că am înțeles că deja s-au apucat de construit, până atunci le așteptăm cu mare drag ca la noi acasă. Deci îi mulțumim domnului primar, Consiliului Local, că ne-a ajutat cu fonduri să putem realiza acest lucru și eu chiar vă aștept ca pe frații mei. Deci acasă, la noi, în căsuța noastră. Vă mulțumesc! Sunt două aspecte pe care am dorit să le discut. Prima aspect că acest liceu rămâne una din unitățile de învățământ importante ale municipiului Burda și, după cum vedeți, are un complex de bază materială care asigură o dezvoltare și în continuare și o permanentizare a parcului de învățământ. Pe lângă baza materială, am găsit desfășoară activitatea de învățământ, iată, există și partea de servicii, o cabină care se modernizează și care va arăta foarte bine, iată și un internat care va asigura în perioada imediat următoare condițiile cele mai bune pentru cazare, ceea ce înseamnă că ne adresăm prin această unitate de învățământ și celor care au posibilități materiale mai mici și din alte localități care pot să fie cazați aici. Am meritat să se investească în această bază materială. A fost o intenție pe care, iată, și Consiliul Local a aprobat-o. Noi am finanțat o parte din activități și, în continuare, anul acesta sperăm să finalizăm ce avem de finalizat. Pe de altă parte, cea mai importantă acțiune a noastră în ultimii ani de zile era cum să rezolvăm în anumit fel situația familiilor care au probleme foarte mari cu alunecările de teren din această zonă. Din nefericire, nu vreau să acuz pe nimeni, dar iată de ani de zile n-am găsit soluții Comisia Locală, nu la nivel Comisiei Județene. S-au promovat proiecte de hotărâri de guvern, nicio hotărâre de guvern a fost promovată pentru finanțarea acestor activități. Și atunci a trebuit noi să găsim în ordinare soluții pentru dânsii. Deocamdată sunt cele două situații. Aici s-au creat două spații care sper să fie la nivelul maxim pe care ne-l permitem noi și cel puțin apreciat de cele două familii pentru situația de urgență creată în acest moment. Noi asigurăm aici atât spațiul de cazare cât și servirea mesei la cantină aici. Pe de altă parte am asigurat și terenurile necesare pentru a se construi case. Și din acest punct de vedere, așa cum am discutat și când ați fost la mine, o să dăm o mână de ajutor cu transferul materialelor, cu alte lucruri pe care o să le solicitați în ambele situații, autorizații, avize și așa mai departe, astfel încât eu sper că anul acesta, până la sfârșitul anului, cu puțin interes, să reușiți să vă transferați de aici, de acolo unde meritați să stați. Să știți că nu spun treaba aceasta pentru dumneavoastră aici, pe față dumneavoastră, chiar îmi doresc din toată lumea și ceilalți care sunt alături de mine își doresc să facem acest efort ca anul acesta să găsiți o soluție, să vă duceți în noile case, la care să construiți acum. Sigur, eu nu sunt convins că este finalizat integral ce aveți de făcut, dar să începem de undeva. Apelați la noi în continuare, ne vom întâlni de câte ori este nevoie, ușa este deschisă, în așa fel încât să ne ținem de cuvânt noi, în primul rând, cei care am promis că rezolvăm acest lucru. Cu privire la celelalte aspecte, valori, terenuri, vom discuta cu altă ocazie între noi. Eu sper să vedem împreună ceva care a fost pregătit și în același timp este un început de la care pornim. Finalul va fi să ne ținem de cuvânt și să realizăm până la sfârșitul anului ceea ce mai înainte am discutat. Felicit, în primul rând, conducerea școlii, Consiliul de Administrație de aici, pe toți cei implicați în activitatea atât profesională, dar și în activitatea de gestionare și administrare a bazei materiale. Le doresc mult succes în continuare și sper să ne aducem și noi contribuția, ca luna aceasta să arate tot mai bine. Mulțumim, să fie aleile făcute, să reușim aici până la urmă
o zonă de atracție și de prezentare care să fie combinată cu zona turistică din apropierea liceului și de ce nu un timp să fie o atracție pentru parteneriatele noastre școlare cu alte unități școlare din țările unde avem parteneriate, astfel încât aceste schimburi să fie realizate cu elevii din Turda și cei care au rezultate foarte bune în învățământ, iar noi să asigurăm o bază materială pentru aceste parteneriate. Eu vă mulțumesc de încredere acordată, vă doresc să aveți încredere, să aveți liniștea sufletească și gândul cel bun că veți realiza ceea ce împreună ne-am propus și să fim folositori în așa fel încât să îndeplinim acest obiectiv. Încă o dată mulțumesc și vă doresc. Hai, vă mulțumim și vă invităm în cameră. Haideți. Aici sunt două camere, toaleta și pentru copilași am pregătit o altă cameră mai mică. Mai sunt unele lucruri care pot fi îmbunătățite. Sunt convins că doamna director va face acest lucru. Cam atât. Deci asta este un apartament. Mai avem un apartament pentru a doua familie. Deci două apartamente și o cameră am pregătit pentru copilași. Că am înțeles că aveți copilași. Bun, poate și în celălalt apartament să vedeți. Acolo sunt două toalete și două camere. Haideți. Cu televizor? Da, avem și digitele, dar încă nu mi-am zis că... Tot bun. Baie. Dacă vrei să dați și să prezentăm acolo câteva amănunte. Și am zis că mai greu să dacă se face un drenaj, să scurgă
vorbit. Vă mulțumesc tare mult și vă așteptăm cu mare drag. Să nu fie gazul, dar eu vă am venit la noi și... Deocamdată nu e s-o mai rușit. Adevărul e că s-o rușit. Bine, să ne reușim.